Astăzi mă aflu la Darius Motors, dealerul tău Volkswagen, și o să vorbesc despre noul Tiguan. Segmentul compact al SUV-urilor câștigă tot mai mult teren la noi datorită faptului că poate înlocui cel puțin două mașini. Una de teren, dar și una compactă, de oraș. Astfel, pe măsură ce noi cerem o mașină 2-in-1, care să fie mică la exterior, mare la interior, modele precum Tiguan vor câștiga tot mai mult teren. Ce pot spune despre noul Tiguan, la prima impresie, nu este deloc o mașină plictisitoare. Cel mai bine vândut model de la Volkswagen a primit un facelift impresionant și vedem îmbunătățiri la capota cu linii sportive, grila radiatorului cu faruri LED, care este mai lată decât modelul anterior, iar semnătura mărcii a primit și ea un upgrade. Barele din față și din spate au fost de asemenea stilizate, iar în spate, numele modelului Tiguan este mai proeminent și poziționat central sub logo-ul Volkswagen. Îmbunătățirile se continuă și la interior. Modificările sunt vizibile în special în partea inferioară a bordului și la nivel de materiale. Finisajele sunt ireproșabile, iar comenzile sunt poziționate eficient. Un element care mi-a atras atenția este la compartimentul de depozitare din portieră, unde găsim o mochetă care împiedică pe cât posibil alunecarea diverselor obiecte. Poți fi de acord cu mine că atenția la detalii a fost obiectivul celor de la Volkswagen. Tiguan a primit odată cu facelift-ul și sisteme de asistență electronică pentru faruri, amortizoare controlate electronic, sisteme de detectare a oboselii, recunoașterea semnelor de circulație și sistemul de păstrare a benzii de rulare. Un sistem cu adevărat util și pentru începători este cel de parcare, acolo unde șoferul trebuie doar să apese butonul și să se deplaseze pe stradă unde vrea să parcheze. Atunci când mașina detectează un loc de parcare, șoferul controlează doar frâna și accelerația. Spun pentru începători, căci mă gândesc că cei care stăpânesc arta șofatului nu se vor mai folosi de această funcție. Motorizările de pe noul Tiguan au fost gândite pentru toate preferințele șoferilor. Ai de ales între un motor pe benzină, deosebit de eficient și puternic, sau un motor diesel, care va fi un pic mai economic, dar tot atât de puternic. Mai exact, poate dezvolta până la 240 de cai putere. Dacă ești un conducător dinamic, pentru care condusul este o experiență, Tiguan te provoacă să te joci și îți dă de ales între 4 moduri de conducere: confort, sport, off-road sau zăpadă. Vestea bună, dacă îți plac cumpărăturile și pleci mereu cu mâinile încărcate, este că noul Tiguan are o funcție isteață de deschidere a portbagajului numită Easy Open, care permite deschiderea acestuia cu o scurtă mișcare a piciorului sub bara de protecție din spate. Nu uita că dacă îți dorești o ofertă sau o ofertă de finanțare, poți folosi cele două butoane din prezentarea mașinii. Dacă în schimb dorești să ne adresezi câteva întrebări, te așteptăm în secțiunea de chat.